Ur nu este o coincidență faptul că Dan Mircea Cipariu, Dan care este și poet și scriitor și jurnalist, a sosit la București la noi, la București FM, pe 98.3 astăzi. Dincolo de evenimentul Noaptea de Poezie, astăzi este și Ziua Internațională a Poeziei. Dan Anfanfar, bine venit în emisiune! O zi fastoasă, vă spune Dan Mircea Cipariu, nefumător, născut în București, provenind dintr-o familie, ca zic așa, importantă pentru cultura României, chiar și pentru poezie. E vorba de familia Cipariu. De ce spui, stai să o luăm pe rând, stai așa că le uit dacă spui multe. Ai zis nefumător când ai venit și te-ai prezentat și am stat de vorbă cu Mona Liche, producătoare emisiune, ai spus de asemenea nefumător și vreau să te așa, știi, off the record, o discuție colaterală ai fost și ai reușit să scapi? Nu, n-am fumat niciodată, slavă Domnului, dar asta o fac așa pentru că mi se pare puțin provocator că de obicei când sunt la întâlniri foarte oficioase și oficiale, oamenii se prezintă și după ce în anii 90 toată lumea dorea să-și facă o casa poporului acasă, după aceea toată lumea a nebunit și toți vreau să fie președinți, șefi și așa mai departe. Și eu... de funcție. Da, mi-am adus aminte de uh, o carte de vizită, cred că a lui Gheorghe Pituț, am și văzut-o la un moment dat, care spunea Gheorghe Pituț nefumător. Super. Mi s-a părut foarte simpatic. Și asta este, ca o de fapt, ca o, o ricanare, dacă vrei, pe ideea asta de funcție. Că, dacă ar fi să mă prezint, eu, de fapt sunt quadruplul uh, președinte. Dar am zis totuși e mai bine să mă prezint nefumător. Să continuăm, pentru că tu ai început o enumerare. Vorbește-ne-te, rog, puțin despre familia ta. Pentru că sunt oameni am care spus au. Am că am născut în, în București, sunt bucureștean, dar cu o origine prin mama transilvaneană, la Blaj, în Pănade, în satul Pănade, la șapte kilometri de Blaj, pe malul de-al Târnavei, când te duci către Jidve și Cetatea de Baltă de acolo de unde este familia Cipariu. Timotei Cipariu, care este considerat părintele filologiei românești moderne, a scris prima gramatică a Academiei Române, a fost membru fondator al Academiei Române, primul e vicepreședinte și o chestiune foarte simpatică pentru vremurile noastre, a, a, tradus prima carte de bune maniere din spațiul românesc. Atunci mai multe exemplare. În 1853, la, la Blaj apărea purtare de bună cuvenenția, portare de bună cuvință. Era o traducere a codului bună manieră franțuzești pe filieră germană. Și uh, știu că la un moment dat a existat această idee de a... Uh, Cristian Bădiliță uh, intenționa să scoată o ediție anastatică din uh, Purtarea de bună cuvenenția. Cu Dar eu aș vrea de fapt să fac uh, un studiu prin care să arăt că în mai bine de 150 de ani cum au uh, involuat uh, bunele maniere. Deși, uh, dacă oricine ar putea să dea pe un motor de căutare uh, cuvântul netichet, uh, to toată lumea, de fapt, uh, pe, pe internet uh, uh, se poartă fără, fără bune maniere. De ce? Pentru că. Nu doar acolo. Și în viața de zi cu zi. Dar mai, mai totuși rețelele de socializare parcă exacerbează tot ceea ce mai... Așa este și mai un lucru, la temelia, nu știu dacă e o casă, un palat, pentru că bune maniere sunt un palat, un castel superb. Dacă scoți de la temelie acele două lespezi pe care stă tot castelul, una dintre ele se numește Bună ziua și cealaltă Mulțumesc, cam cade edificiul acela. Eu am observat că oamenii, hai să spui că tinerii sau copiii bă, au avut un model obosit. Părinții care au uitat să le spună că așa e frumos să zică. Dar am observat că din ce în ce mai des adulții, persoanele în vârstă, omit sau uită cu desăvârșire să facă acest lucru. Ori trebuie refăcut castelul, cred, de la un început, sau mai multe exemplare din... Uh, uh, Reeditată. Re -re de... Da, purtare de bună cuvință. Da, este ziua mondială a poeziei, așa cum a votat și a hotărât UNESCO. Eu am propus cu asociația Euroculturală pe care o, o prezidez, un proiect cu totul și totul inovator. Cred că la ora actuală, cred că este poate cel mai de impact poet de promovare a poeziei din România, pentru că astăzi și cu ajutorul rețelei Radio România putem face 10 spectacole, 10 show-uri de poezie, muzică și arte vizuale în 7 orașe din România. Cele mai multe dintre ele fiind uh, transmise de Radio Arad, acolo unde sunt uh, unde este invitat Matei Vișniec și uh, moderator este Ioan Matiuț. La uh, Timișoara Radio Arad transmite un show care îl are protagonist pe Șerban Foarță, care este un nume extraordinar al literaturii române. Arad iar... București, Constanța, Târgu Jiu Timișoara, Craiova uh, Craiova și Sibiu da, cele și la, șapte orașe. Da, de... și la București da, suntem în patru locuri uh, la Muzeul Național de Literatură Română de la ora 19 unde prietenul nostru Maigo va fi anfitrionul unei serate care îi aduce poate pe cei mai în vogă poeți români contemporani de la Cluj vine, a venit deja de ieri uh, Ion Mureșan Ioan Pop. Uh, alături de Ioana Iuna Șerban, Livia Roșca, Dan Pleșa și, bineînțeles, Mai Roja în Blue Spirit. Eu voi modera de la, tot de la ora 19 la Teatrelii Creart un show care îi are ca invitați pe Ioana Crăciunescu, pe Florin Iaru, pe Sorin Gherguț și Ligia Cheșișan. Și uh, doi invitați uh, absolut excepționali. Pentru mine, o chestiune de a mă reîntoarce în uh, copilărie. E vorba de bunul meu prieten, maestru George Mihaiță, care va uh, citi câteva poeme din doi poeți uh, care sunt acum în Raiul Poeziei, care au fost și prietenii noștri de altfel. E vorba de Cornelia Maria Savu și Treante Coșovei. Și al doilea invitat, uh, pentru care am așa o, o recunoștință, Extraordinară. E vorba de Mircea Vintilă, cu care de altfel pun la cale ceva foarte interesant. O să las perso să spună publicului, undeva în luna mai, uh, facem un proiect împreună cu, cu uh, textele, cu poemele scrise de mine. Asta este la uh, Teatrul Creat, unde uh, prietenul meu, Mihai Sgondu, care a făcut uh, partea vizuală pentru noaptea de poezie, pregătește un performance vizual format din șapte torturi, torturi poetice. Performanțul lui se cheamă O felie de poezie și sunt, închipuiți-vă, șapte torturi care au în formă de carte și cartea aceasta, prima pagină, este un vers din Coșovei, din Ioana Crăciunescu, din Iarul, din Cipariu și așa mai departe, din șapte poeți și fiecare dintre cei 80 de, participanți de participanți de cumpărători de bilete de la teatrele, va primi o felie de poezie la propriu și asta e un lucru foarte interesant. Claudiu Comartin face la Hidden Club Institutul Blecher, iar de la Carusel Cărturești, Cosmin Perța moderează maratonul pe club, unde sunt uh, 10 poeți. Asta am spus doar ceea ce se petrece, va să zic că sunt patru uh, evenimente în București. În total sunt 10 evenimente, toate transmise în direct de către un uh, radio local și sunt foarte uh, bucuros că, iată, uh, un poet, o să vă dați seama cine este poetul, a semnat uh, uh, contractele de promovare a, a acestor evenimente în stațiile Radio România, știți cine este poetul? Răzvan Ioan Dincă. Da, știu care este că este poet și uh, acum trebuie să vă spun, uh, acord că acum câțiva ani de zile, când nu era președintele Societății Române de Radiodifuziune, uh, a, eram în juriu împreună cu uh, maestru Mircea Dumitrescu cu uh, profesorul Silviu Angelescu și ea a primit un premiu special pentru poezie, chiar pentru o carte care a apărut la Tracus Arte. N-ai cum să fii anfitrion în toate orașele în același timp. Fi Într-un film am văzut că se poate un science fiction, dar în realitate nu a, cred a, că e asta posibil. Asta mă aduce aminte de... M-am văzut cu Ioana Crăciunescu și ea m-a întrebat, zice, Ui, ce faci? Și zic, uite, Mircea Dinescu este la teatru dramatic Elvira Godeanu din Târgu Jiu împreună cu taraful lui Constantin Lătărețu cu mare actriță Ioana Flora care uh, citește din tatăl ei, regătatul poet Ioan Flora și Ioana zice, păi, hai să mergem la Târgu Jiu. Zic Ioana, unde să mergem la Târgu zic, că tu ești la București la Repede, Re -re -re deci dacă fost <laughs> da, de Asta zic, dar uh, ideea, ideea este uh, asta spuneam că este o idee cu totul și cu totul novatoare, pe care mi-o doresc să -o, o export de la anul și în Europa, este formatul pe care l-am gândit. Adică, neapărat să existe un, o stație locală care să transmită acest show, iar show-ul să aibă următoarele ingrediente. Să fie câțiva poeți, nu mai mult de cinci, cu moderator cu tot, moderatorul însuși să fie un poet, foarte important, să nu fie mai mult de, de cinci poeți, să-i tratăm pe poezi ca pe niște vedete, ca niște rockstaruri, să fie, bineînțeles, un artist vizual care să facă ceva pornind de la versurile celor care sunt invitați acolo și foarte important să fie și un actor care să citească din poezia unor mari poeți, cum e de exemplu la, la Sibiu, Claudiu Fălămaș, care are un recital din doi poeți absolut remarcabil, e vorba de Mircea Ivănescu și Justin Panța, într-un show care se petrece la Radio Gong și care este moderat de Radu Vancu și acolo sunt iarăși niște poeți minunați cu Dan Coman, cu Rita Chirian și așa mai departe. Asta ne-am gândit și bineînțeles să fie și niște muzicieni, iar muzicienii chiar sunt și ei foarte buni, la București FM, îi veți asculta diseară de la ora 19 pe mai Godoroja în Blue Spirit, la Teatrelii creat este uh, Mircea Vintilă, la um, Timișoara sunt, este Ilie Stepan, uh, la Craiova Cătălina Beța și Sorin Romanescu, la Sibiu Maria Răducanu cu Albert Toiti, au, deja am spus. Uh... Și mi-am că, uh, gândindu-mă și eu la uh, muzicienii noștri, la oameni care, într-adevăr, iubesc și poezia, și muzica, și arta, și culorile, mă gândeam la Mircea Vintilă pe care mi-amintesc că vinilul sau vinilurile cu el erau la un moment dat imposibil de ascultat. Deci le ascultasem până când era mai mult pârâială decât Dar, a, a, muzică. A fi și e era... dacă am găsit și o piesă a lui Vintilă, eventual să dăm uh, astăzi dacă o aveți. O, o să uite -o, pe parcurs, o, -o, o să încercăm și aici o să încerc și o să mă impun. Uh, una dintre cele mai frumoase pentru mine piese este acel uh, menuet, Balul din salon, Oval pe care, pe versurile lui George Stanca, pe care eu mă amintesc în anii 90, el a venit aici la noi, a venit de mai multe ori, pe atunci noi eram antena Bucureștilor, și el avea o editură care se chema Giuleștino. Giuleștino, pe ei, da. Fiind rapidist. Și eu în emisiune a invitat un poet atât de cunoscut, un, un om extraordinar, Dumnezeu să-l ierte, deci o minune de om. Eu vorbeam despre poeziile lui, cu cartea, adusese cartea, el vorbea de rapid. Eu încercam să-l trag. El venise să-și prezinte uh, cartea, Angel Radios, de-abia uh, o publicase. Eu citeam din carte, el, uh, George Stanca m-a ascultat, dar era cu gândul că urma nu știu ce meci important avea. Deci a era invers de cum ar fi trebuit să să spun, părut că să spun un, un petit secret. Diseară, George Mihaiță, pe lângă poemele. Cornelie Maria Savu, treante Tecoșoi, v-a citit și un poem din George Stanca. Minunat pute. Apropo, uite cum s-au da, cum, cum, cum lucrurile. Uh, să vă spun, dragi prieteni, îmi cer scuze că v-am spus puțin mai devreme, deși un lucru pe care știți, o să, o să vă rog să intrați pe pagina de Facebook București FM, uh, să-l și vedeți pe invitat, nu doar să-l auziți, pentru că emisiunea este și live video, nu doar audio. Și vă reamintesc să vă spun, dacă ați venit mai târziu, Dan Mircea Cipariu, scriitor, poet și jurnalist. Fii atent! Uh, Dan, și fiți atenți, dragi prieteni. Să nu râdeți, să nu zâmbiți Nimic În momentul în care vin cu această întrebare Nu o considerați stupidă Dar plec de la acel cuvânt pe care Înainte de pandemie nu-l cunoște absolut nimeni sunt, Și sunt mai multe care au păstrat așa cuvinte Comorbidități După care în timpul pandemiei Nu cred că era vreo persoană de pe pământ Care să nu-l folosească De 200 de ori pe zi Odată cu pandemia, slavă Domnului A murit și cuvântul Că nu, nu prea l-am mai uh, auzit dar uh, era foarte des folosit ca și pandemie, fără ca lumea să știe exact ce înseamnă. Confundat cu epidemie, fusesem loviți de ceva nou. Erau cuvinte care erau în dicționar, dar nu, nu, le cunoșteam. Să nu râdeți când uh, o să întrebe invitatul de astăzi de la emisiunea în comunitate pe Damir ceea Cipariu, de fapt ce înseamnă poet. Uh, tot trebuie să zic, ai mă băiatule. Să... Ok, după ce spuneți acest lucru, vreau să vă spun că pentru mine cuvântul poet înseamnă un infinit de lucruri. Ba chiar un infinit și ceva. O să ai fire de poet, de exemplu, o să ai o fire de poet fără a scrie vreodată un rând, uh, o poezie, un crâmpei de poezie în viața ta. Dar tu ca fire, așa ești perceput. Ia uite și pe poetul acela când a intrat. Pe faptul că te miști într-un fel, că ești romantic, că ești nostalgic, că vorbești într-un anumit uh, fel. Dacă ne gândim strict la publicat, vezi ce întrebare elaborată, frumos ar fi să spui da, așa -i. știi să răspunzi, sau <laughs> da, nu, nu e adevărat. Uh, de fapt, poet ce înseamnă? o persoană care a scris de-a lungul vieții într-un anumit moment emoționant sau din contră, dramatic, câteva versuri pe care nu le-a publicat niciodată, o persoană care publică, o persoană care publică în mod constant, o persoană care scrie poezie în mod constant, dar nu se gândește neapărat să publice, cine poate fi definit drept poet dintre toate aceste categorii? Sau sunt toate la un loc? La o repede ochire, aș spune, folosind dicteul automat, aș spune poet uh, excentric, deci în afara cercului, uh, poet uh, inconș egal inconștient, poet, ai putea face într-adevăr uh, câte atribuiri, tot atâtea uh, posibilități de a defini și de a defini uh, pozitiv sau negativ. Mai ales că noi suntem într-o lume, nu, a, o lume gender, atunci am putea să, să Deschidem, de fapt, și mai mult dezbaterea, și să spunem poetă, sau poet Q, sau poet LGBT, sau poet și așa mai departe. Dacă ne vorba uh, strict de scris, poezie? Noi când, noi, noi, când am luat în calcul ideea aceasta de uh, atribuire care nu se referă neapărat la, la scris. Când vorbim despre, despre scrisie, cineva care scrie poezie. Asta e simplu. Dar nu e doar atâta. Mai e o chestiune foarte interesantă pentru că, de fapt, discuția chiar merită o, o, o emisiune chiar în sine. S-au făcut mai multe studii de neurolingvistică, care arată foarte clar că în creierul nostru ne facem diferența între poezie și proză. Eu am, când am în teza mea de doctorat, care se cheamă Tipare, nu cipare, tipare ale imaginii poetice, vorbesc despre cum, cum se naște, cum se declanșează o imagine poetică. Și întotdeauna pornesc de la faptul că o imagine poetică este un accident metafizic al gândirii, al creierului, al limbajului și al memoriei. Și de ce spun al memoriei? Pentru că noi ce facem zi de zi, formăm, deformăm, reformăm imagini interioare. Ori atunci când ajungem la cel care ar fi receptorul sau cel care pur și simplu difuzează aceste imagini interioare, care ar putea fi numit generic poet, atunci suma de și de posibilități este una cum ai spus mai devreme fără infinită plus. Nu fără cum, cum ideea este că dacă nu cum spunea un estetician și matematician, dacă o imagine poetică admite o interpretare, atunci Poate să admite o infinitate de interpretări. Așa suntem și noi în cazul ăsta. Și mai important, însă, mie mi se pare abordarea mai profundă care ține de, de poezie. De ce? Pentru că nu există, de fapt, act creativ, act creator, fără să pornească de la o imagine poetică declanșatoare fie că vorbim despre uh, mărul uh, care îi cade lui Newton în cap și asta îl face să se gândească la legea gravitației și de aici la mărul uh, uh, care este nu un fructul oprit din uh, uh, tradiția vetero-testamentară care îl face pe Steve Jobs să pună pe Uh, firma lui un Măr muscat. De... Și nici pe Virgil nu oprește să tragă și nici o săgeată, Exact, în deci el. asta deja am dat, am dat, iată, trei imagini poetice da, și poetici, care sunt declanșatoare. Uh, și chiar am, am, în teza mea de doctorat, am făcut foarte multe trimiteri la uh, doi titani uh, ai fizicii uh, și Einstein uh, și uh, Newton. Newton, dar și uh, fizi fizicienii care au venit în ultimii ani cu ideea asta de cuantică, toți vorbesc despre faptul că există ceva care. Există o imagine poetică, dar nu în ceea ce credeți voi că ar putea imaginea poetică să fie un text poetic. Nu. Imaginea poetică conține în ea un. un o, o imagine interioară, ceva care are legătură, v-am zis, și cu memoria și cu uh, creativitatea, uh, și care să-ți declanșeze pur și simplu uh, ceva nou. Tocmai de aceea, cuvântul acesta este atât de atotcuprinzător uh, și foarte bine că nu. Eu mă bucur că nu poate fi definit exact. Să-l să prinzi într-un colț, să spui poezie sau poet și să-l restrângi în câteva cuvinte, un fel de cupol așa, l-ai definit după care ne vedem de ale noastre. Este atât de uh, amplu, atât de puternic, este atot cuprinzător. Deci, practic, de la poezie pleacă orice formă de creație. Ăsta este unul dintre motivele pentru care UNESCO a votat uh, ca pe 21 martie să se instituie această zi mondială a poeziei. Ei înțelegând uh, foarte bine uh, rolul acesta absolut uh, formidabil pe care îl are poezia pentru uh, limba oricărei națiuni. De ce? Știu, pentru ce? că Te rog. Uh, numai în poezie poți să faci uh, acrobațiile stilistice cele mai uh, subtile. Adică gândiți-vă la potrivirea de cuvinte, nu neapărat în sensul arghezian ci în sensul în care în poezie poți să faci o o hara și un triplu axel și un dublu șurub de posibilități de asociere odată de cuvinte și de imagini poetice. Când spui Ceea ce nu prea reușește în altă parte. Atenție, da, că da, de da, fapt poezia cu mijloace uh, foarte uh, puține uh, spune de fapt ceva esențial și care este dincolo de, 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 de a posibilitatea de a, de a spune exact matematic. Iar în limba română, când auzi, auzi o persoană apropiată care vorbește despre altcineva uh, și spune, uite, relația dintre acei doi oameni, domnule, o poezie, domnule. Toată lumea înțelege, nu este necesar niciun cuvânt în plus. Sau, uh, uite, ceea ce spune omul ăsta, sau omul ăsta în sine, uite, îl știi pe cutare, domnule, omul ăla e o poezie. Și toată lumea, toată lumea înțelege exact despre ce este vorba. Atât de cuprinză, atot cuprinzător e cuvântul poezie, nu numai poet. Uh, dacă vorbeam de... Eu n-am fost niciodată un adversar, n-am antipatizat uh, cuvântul comorbidități, că tot l-am dat exemplu. Era, suna strident, se asocia și cu un eveniment cumplit pentru întreaga uh, planetă, dar e un cuvânt pe care l antipatizez cu adevărat din toate, aproape toate punctele de vedere hai să nu zic 100 la asta, nișă îmi sună groaznic în orice context inclusiv într-o casă unde ai, e mai mică decât o debara îmi debarați lucruri utile casei nișa e o chestie care de fapt nici nu ai să faci în casă, e un spațiu acolo pe care mai bine dărâm peretele și îți lărgești debaraua, ceva uh, uh, mic și meschit și îți dau pipernicit. Dreptate, pro, îți dau dreptate într-un mod uh, total și chiar radical acel cuvânt nișă din comunicatul nostru ține puțin de noul limbaj de de lemn și se de... referă la faptul, da, se referă la faptul că în comunicat uh, vorbea despre acest gen de nișă care este da, poezia. Pentru că noi când Eu șterg aplicăm, nișă de aici, nu, 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 stai că trebuie să le explicăm. Da, pot să șterg. poți să șterg, dar uh, dar să spun următorul lucru, atunci când orice organizație aplică pentru o finanțare la Ministerul Culturii sau AFCN Acolo, un nou limbaj de lemn al scritorilor de proiecte și culturale, este această chestiune, nișă, și trebuie să o folosești. Scris ca atare nișă. Da, și da, da. Și se bifează în dreptul ei. Da, și primești mai multe puncte. De, eu de asta înțeleg foarte bine Îi spuneam, n-a zis Dan Am zis și eu, da, ca să mi-asum la asta Înainte de a intra Dan Mircea Cipariu în studio Îi spuneam, domnule să gândim matematic Folosindu-ne de limba română și de sensurile ei Dar să gândim logic Pe cât se poate Dacă poezia este Un gen de nișă Atunci toți Locuitorii acestui univers Aparțin și ei unei nișe Cum ar fi, de exemplu, să dăm așa un M-a luat cu totul, cu totul, întâmplare, Shakespeare care a scris poezie, deci este un acum artist să, să că există un... nu, nu avem dacă... ne am asumat, nu am nu, nu, asumat, a ceva vreau să spun că în, dacă ne uităm pe cel mai recent uh, studiu uh, sociologic făcut uh, sub uh, uh, Ministerul Culturii, uh, el arată foarte clar că în uh, obișnuințele culturale ale românilor poezia ocupă printre ultimele locuri de aceea este trecut ca fiind de nișă. Deși? E vorba de obișnuințe de consum. Deși? S ai înțeles, adică una am înțeles, că a, chiar una dacă este că da, Una am este Shakespeare care este sau Eminescu, că nu poți să spui Eminescu e de nișă, dar cei mai mulți dintre uh, români, atunci când uh, au fost sondați asupra uh, obișnuințelor lor de consum cultural, arată că nu prea, nu cumpără nici Correct, carte foarte am multă, la spectacol nu merg la spectacole, în, în același sensul ăsta ai folosit cuvântul da, în același timp, dacă întrebi pe cei mai mulți dintre români să îți spună, doar să-ți spună, pur și simplu, să rostească nume mari de scritori sau de poeți, vei și vei constata că cele mai multe nu, vor spune mai multe nume de poeți decât de scritori. Vor spune probabil scritori Sadoveanu și Creangă, asta e talarea, e ca la un joc în care sunt fără neapărat ca toată lumea să-i fi citit, chiar și în uh, școală. La poezie automat te gândești că intră Eminescu, dar nu este singurul. vor spune o să Topârceanu, Stănescu, Stănescu Topârceanu, Topârceanu deci dar vor fi, mai, culmea, vor fi mai mulți poeți. Deci în conștiința noastră, uh, uh, poeții totuși au avut de-a lungul istoriei literare. Uh, au uh, tălpile lor, urmele lor, au rămas mai mult întipărite decât cele ale uh, scriitorilor. Așa s-a întâmplat. Chiar dacă astăzi eu sunt de acord cu tine, într-adevăr, tot matematic, poezia este mult mai puțin citită decât proza. În sensul ăsta este de nișă. În, Dacă ne uităm la tirajele de da. poezie, chiar este de hiper hiper nișă. hiper. Uh, hiper nișă. Adică, Dar mi-e tot antipatică tirașele... mie. Nișa. <laughs> da. Nu, eu am, am, înțe am înțeles doar că l-am folosit într-un termen uh, din uh, limbajul uh, eu nu mă re Să știi că nu mă referam la comunicat, mă referam la faptul că este foarte, să explic, nu, da. foarte folosit, am auzit de foarte multe ori în multe locuri, nu doar la noi, că este practic ca și cum ar fi un subgen. Ori poezia... Nu, nu e nu subgen, nu. el din punct de vedere sociologic, al, cum am mai spus, al o, obișnuințelor de consum cultural, să fim... Corect. Să Fii fim, atent. să fim cu cu noi și cu nu nu, nu, explicația, nu explicația, este foarte corectă. Uh, pentru că ne apropiem relativ de finalul emisiunii și pentru ascultătorii care au sosit în ultimul moment în sala de lectură, Uh, vă reamintesc uh, foarte repede, Dan Mircea Cipariu, uh, scritor, poet și jurnalist, iată-l și spun iată-l, nu l am figurat și la propriu, pentru că puteți să-l și vedeți pe pagina de Facebook uh, București FM, emisiunea este și live uh, video. Noaptea de poezie, un eveniment în parteneriat cu Bucurește FM, noi suntem uh, București FM și te rog, uh, Dan, uh, să reamintești uh, lucrurile esențiale, pentru că uh, sunt și sub formă de invitații, ce se întâmplă în această zi internațională a poeziei, ce, ce, uh, Dan, ce făcuși? Ce făcuși? Îmi place. Păi, uh, reamintesc ascultătorilor că de la ora 19 uh, la Muzeul Național Literaturii Române din București uh, Nicolae Crețulescu numărul 8, chiar în spatele Uniterului, uh, acolo are loc... Uh, un eveniment care este moderat de Mai Godoroșa și care are ca invitați pe, poate, cum am spus, doi, poate doi dintre cei mai carismatici poeți români contemporan, de la Cluj, Ion Mureșan, Ioanes Pop, împreună cu câțiva poeți dintr-o generație mai tânără. E vorba de Ioana Iuna Șerban, Livia Roșca, Dan Pleșa și, bineînțeles, cu suportul muzical a lui Mike Godoroja și trupei sale Blue Spirit. Asta se petrece la, la Muzeul Național de Române, Român. Dar, în același timp, cei care vor să, să vadă și să se intereseze unde se petrec celelalte nouă show-uri, să dea repede la Telegraf și să tasteze Noaptea de Poezie .ro. Unde sunt toate informațiile legate de acest proiect, care este organizat de Eurocultura Art cu susținerea financiară a Administrației Fondului Cultural Național. Asta e foarte important de spus. GTI, Primăria Municipiului București și mai multe administrații locale pe care o să le promoveze radiourile din rețeaua Radio România, acolo unde sunt show Noaptea de Poezie. Um, în urmă cu mulți ani, nu foarte mulți ani, nu avem nici da, nici eu, chiar o vârstă așa. Um, eu vă spun, voi împlini, vă împlini uh, sau în gluma mea uh, simpatică, uh, născut la 7 septembrie 1972, Se poate face un calcul, poetul și așa. prozatorul Dan Mircea Cipariu din figura alăturată. <laughs> și la, la examen scrii din figura alăturată, ca să vadă lumea că ai copiat. Um, Dan a fost. Uh, coleg, el și acum este coleg cu noi, pentru că uh, eu așa consider cineva care a fost uh, coleg cu noi odată în radio, rămâne coleg like forever. Ei păi fac să nu uităm, în fiecare an uh, prezint cel puțin 3-4 show-uri mari. De exemplu, am început în ianuarie, pe 15 ianuarie, de Ziua Culturii Naționale cu o transmisiune în direct la Gala Tinerilor Scritori. Pe 15 februarie, când a fost ziua națională a lecturii, am făcut iarăși o transmisie în direct pe Radio România Cultural cu un show lecturi șoptite cu Bogdan Ghiu, Ioana Crăciunescu și Fernando Mihalache la acordeon. Astăzi fac de o transmisie în direct de la ora 19, pe Radio România Cultural. te contaminat pe viață odată sosit în radio. Iar pe 18 mai, când este Noaptea Europeană a Muzeelor, de la Biblioteca Centrală Universitară Carol I din Aulă, iarăși fac o transmisie în direct acolo cu, uh, marat cu maratonul de poezie și jazz, care va fi o ediție și cu totul și totul specială, care va fi o ediție exclusiv feminină, în care și poetele și, și uh, cântărețele de blues și de jazz vor fi de gen feminin. Uh, în anii aceia, uh, nu la început, pentru că nu există niciodată un început neapărat ai, uh, al radioului, uh, colegul noi și venea și avea rubrici constante la Radio România Tineret pe vremea aceea, anii 90, uh, a fost și George Țărne. Uh, George, un alt, uh, tot George, ca și George Stanca, un alt mare poet și mi amintesc că ne întâlneam în, uh, în radio, pe unul dintre culoare, fiecare cu o direcție concretă, dar a mereu să ne spunem câte un banc. Eu avusesem până să-l întâlnesc pe George prima oară, sentimentul că uh, știu să spun bancuri, sunt uh, stăpân pe lucrul acesta. Era un numai un poet extraordinar, spunea bancuri absolut minunate. Mi-am amintit un alt nume pe care ar fi bine să nu-l uităm. Dar Mircea Cipariu, scritor, poet și jurnalist, dar nu mai vi pe la noi? Nici de nu e întrebare. Invitați, mai vii la noi, nu e cu întrebare, este o afirmație. Uh, dar Mircea Cipariu, Josvanul de aici din Studio București FM, vă mulțumesc, vă, dragi prieteni poeți scriitor, cititor de poezie sau de, uh, de proză sau viitor cititori în general. Toate cele bune. Pa, o zi pa,